Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod pe canalul meu de YouTube. El este Ionuț, un vechi tovarăș de-al meu, pe care o să-l vedeți în vloguri aici la mine pe canalul de YouTube. Așa că dacă nu v-ați abonat, apăsați butonașul de subscribe, apăsați clopoțelul, dați-ne un like dacă vă place ce facem noi pe aici. Suntem, fraților, pe o baltă privată, pe o baltă cu plată și o să încercăm să pescuim la feeder, Ioane, nu? Da, da. O să pescuim la feeder. Ion știe mai bine cum stă treaba pe balta asta. El a mai fost aici, a mai cochetat cu această baltă, să spun așa. Așa că noi o să ne pregătim, să ne aranjăm sculele, să ne facem tot ce trebuie aici și revenim imediat. Oameni buni, am reușit, am instalat și lansetele aici, le-am aruncat deja în apă. Hai să vedem ce face Ionuț, pentru că s-a apucat acolo să monteze cortul. Hai să vedem ce face. Ia zi, bă! Ce faci? Montez un cort. Zi salut, da, zi salut. Alo. Salut. Bă, s-a pus vântul. S-a pus vântul, nu? E vijelie, da? Ce e, David? Ce e? A? Zi salut. Alo. Bravo. Aia e butelie, David. Bravo. E butelia aia. Bă, dar bate vântul ăsta, bă. Crezi că rezistă cortul, Ioane? Să sperăm că da. Să sperăm că da, da. Oameni buni, revenim cu prima captură. Am prins o plătică, dar a scăpat, na, asta e. Revenim cu prima captură, ce să mai. Oameni buni, între timp Ionuț aici, în timp ce pregătea montura la lanseta cealaltă, am luat aici un cărăsoi. Uitați-vă și voi cât este de mare pentru cine cunoaște. Cred că are, Ioane, cât are ăsta? 4-5-600 de grame. Dar la ce a intrat? La pop-up. Pop-up, nu? La pop-up. Uitați-vă și voi. Pop-up portocaliu, așa micuț. Da, domne, hai că zic că începe să pună botul, nu? Așa să sperăm. Să sperăm că da. Am desfăcut aici un cerb. Să ne revigorăm și noi puțin, nu? După atâta drum, eu zic că se merită. Fraților, revenim cu următoarea captură, nu? Nu, Ioane? Da. Haide. Ia uite-l, bă, ce să-ți bate, bă. Ia uite-l, bă, poate sare în apă, bă. Bă, ce nervos e. Imediat cu următoarea captură revenim. Avem aici un drill în direct. De fapt, da, în direct. Pentru că Ionuț a început să-l înțepe. Ia să vedem unde e minciogul ăsta. E, Ioane, cum e? Îl vedem acum, ha? Uitați-vă și voi cum se îndoaie lansetuța asta. Ia să luăm minciogul. Caras, dar e mai frumos, ha? A, păi e frumușel, bă. E frumușel, domne. E ce trebuie. Adu-l aici, Ioane, la prăjeală. Uite-l. Opa! Gata. Sus pe mal. O, păi are... E mare, bă, are mai o jumătate de kil carasul ăsta. Op, ia uitați-vă și voi. O filmare nu prea se vede bine, un. Ia uitați-vă și voi cât e mâna mea și cât e el. Deci are o jumătate de kil. Așa că ce să mai, Ioane, revenim cu următoarea captură, nu? Abia aștept. Hai. Bună dimineața, oameni buni. Ah, da. Bună dimineața, oameni buni, tocmai ce prinsese Ionuț aici o plătică. Am mai prins între timp câteva, dar n-am mai stat să vi le arătăm. Așa că vi le arăt aici pe acum, pe toate. Uitați aici și un caras boban. Am făcut două prăjeală, Ioane. Am făcut două prăjeală. Și acum așteptăm să vină următoarea captură, nu? Să sperăm că vine următoarea captură. Așa că, ce să mai, revenim cu capturi. Sperăm să fie și ceva crapi. Că noi după crap am venit, dar intră foarte multe plătici din astea. Asta este. Revenim cu următoarea captură. Un nou drill. Să sperăm că de data asta nu-l mai scăpăm, Ioane, nu? Să sperăm.
Să sperăm că da. Vrei să luăm minciogul? Dar nu e mare, a? Plăticuța. Ia să vedem aici. Plăticuța. Ușor, 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 Ioane. Luăm minciogul? A, e mică, mă. Puțin mai mare. A, bă, nu cred, mă. A doua pe video. Deci a doua pe video care o scăpăm. A doua care o scăpăm pe video. După cum vedeți, am luat un hanorac pe mine, dar sunt în pantaloni scurți, pentru că s-a lăsat, e ceva răcoare acum de dimineață. Oameni buni, dacă ne apreciați aici pentru ce facem noi, cum pescuim aici, dați-ne un like, lăsați-ne un comentariu și, cel mai important, dacă vreți și aveți buna voință, să apăsați butonașul de subscribe și clopoțelul, pentru că ne ajută să creștem canalul ăsta și să facem cât mai multe vloguri. Revenim cu următoarea captură. Oameni buni, am pus și noi să facem aici ceva să mâncăm. Deci prăjim cârnatul ăsta. Am luat aici niște, o conservă de fasole, de fapt două, mai multe conserve de fasole cu ceapă. Am călit niște ceapă aici între timp. Să face cârnatul ăsta, îl tocăm mărunt și îl băgăm, fraților, în fasole. Nu, David? Da. Zi da. Da. Zi salut. Salut. Așa, David. Deci ce facem noi aici? Nani. Nu, mâncare. Mâncare. Nu știu. Mâncare? Nu știu. Da, fraților, facem aici ceva să mâncăm. Sper să nu vă fac poftă când o să vă arăt cum a ieșit mâncarea. Așa că facem ceva să mâncăm și revenim. Dragi prieteni, am terminat aici de făcut mâncarea. Uitați-mă și voi cum arată fasolea asta cu ciolan și cu cârnați, fraților, brânză roșii. A? Ce foame, Ioane? Oh, nu mai întreba. Ce foame, a? David, ce foame? Da! Da? Da! Da, fă like aici, like, așa, David. Fraților, mâncăm și noi, nu, Ioane? Da, a? Ia gustă, ia vezi cum merităm. E. Cum e? Ce să mai... Să aveți poftă. Să aveți poftă, exact. A? Cum e, mă? Altceva. Altă mâncare de fasole. Altă mâncare de pește. Mâncare de fasole la pește. Dacă peștele n-a vrut. Exact. Bă, trebuie să strângem și cortul după aia. Trebuie să strângem astea aici. Văd că ți-o foame, Ioane. Apucă-te și mănâncă. Pentru că te aștept. Apucă-te, băi, și mănâncă. Oameni buni, uitați-vă și vă ce peisaj este aici. Avem aici floarea soarelui în spate, pădure, tot ce trebuie. Numai că pește nu prea e. Nu, David? Da. N-am prins pește, nu? Nu. Nu? Am prins doar de-aia mici. Da. Da. De-aia mici. Oameni buni, mâncăm și revenim imediat. Oameni buni. Ne-a trezit, ne-a sculat plătica asta de la masă. Uitați-vă și voi cât de frumoasă este. Nu? Merge asta în tigaie, nu, Ioane? Da. Merge asta blanao. Mamă, și mâncam cu așa o poftă. Vă las apă în gură. Păi haide, bă, ce facem? Plătica asta nici nu mai bag, bă. O las aici jos. Și o băgăm. O băgăm după aia, bă. Asta și dă gâta. Hai, mă, las că o bag acum. Uitați-vă și voi. E frumoasă. Numai că asta are niște bale pe ea. Nu știu de ce. Bale, David. Bale. Haide, bă. Ia să arătăm aici la cameră captura. Uitați-vă și voi, plătici, caraș. O să vă arătăm la final tot. Hai să mâncăm și revenim. Oameni buni, cam atât cu partida de pescuit pe ziua de astăzi. Îmi pare bine că l-am revăzut pe Ionuț după un an de zile și am stat cu el la o tacla, la o bârfă, la un pahar de vorbă. Am mâncat ceva, după cum ați văzut. N-am filmat orice chestie care am făcut-o noi pe aici. Am încercat să improvizăm, să prindem și un crab 2. Dar nu am reușit să facem chestia asta.
Am aranjat aici și toate astea în mașină, după cum vedeți. Am strâns toate sculele cu Ioane să mergem să vedem și ce am... Să vedem captura, nu? Ia, ține sacul ăsta. Ia, stai să vedem cum se întoarce camera asta de aici. Dă-i pe el. Așa. Hai să mergem să vedem, fraților, ce am prins. Ușor, David, ușor. Ușor, David. Păcat de locul ăsta, că e super, e super fain aici. Dar na, asta este. Mai puțin pește, din păcate. Ia vezi, să nu-i scape lui ăla mic pește. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, mă. Ia, David. Așa, ușor. Ia. Ia uitați-vă, fraților, aici. Plăticuțec și carașul ăsta. Carașii ăștia, doi, de fapt. Doi carași. Destul de mari. Nu? Zic eu. Ia, pune acolo în sacul ăla. Să luăm sticlele astea, să nu lăsăm gunoi pe aici. Hai să punem peștele ăsta în sac. A, l-ai pus cu totul, mă? Da. Așa, mă. Vrei separat? Cum separat? Nu, mă, lasă-l acolo, că îl desfacem acasă și îți dau ăla, fraților, că o să fac niște pește cu mămăligă, pentru că eu nu ți-a zis că nu vrea pește, că are destul pește acasă și eu chiar am poftă de un pește prăjit. Chiar am poftă de un pește prăjit. Tu ai pește acasă, Ioane, da, ai zis, da. Ai, Ionuț a fost mai vrenic, a venit și a prins pește, a prins crap, a prins. Ce ai crap, nu? Da. Crap ai prins. Păi ce să mai, Ioane? Cam atât pe ziua de azi. Oameni buni. Eu vă pup, vă respect pe toți. De la... cum era aia, mă, cu barba? Ăla cu barba sură, cu țâța în gură, cum era? De la ăl cu barba. De la ăl cu barba sură până la ăl cu țâța în gură, fraților. Eu am fost Mordeală, el a fost Ionuț. Cum te cheamă? David. David, el a fost David. Fraților, vă pupăm și vă iubim pe toți de aici, de pe baltă. Și nu uitați să ne dați un like, să ne lăsați un comentariu. Să dați un subscribe aici și să apăsați clopoțelul, pentru că ne ajută foarte mult să creștem canalul. Fraților, vă pupăm, vă respectăm pe toți de aici, de pe baltă. La revedere! Zi pa, David! Pa! Pa!